Grupul de comunicare strategică anunță 16 noi infecții cu noul coronavirus în județul Suceava în ultimele 24 de ore. Numărul total al celor infectați cu COVID-19 ajunge astfel la 3481. Până la data de 28 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 18.791 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dintre acestea, 12.629 au fost declarate vindecate și externate. Numărul de cazuri confirmate în județul Suceava, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, este de 3.481. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 197 de noi cazuri de îmbolnăvire. La terapie intensivă în acest moment, moment sunt internați 182 de pacienți. Pe teritoriul României în carantină instituționalizată sunt 3712 persoane. Până la această dată la nivel național au fost prelucrate 410.000 de teste.